carmangeriile tradiționale, tractare în aceste zile să onoreze toate comenzile din străinătate pentru afumăturile pe care românii plecați din țară vor să le aibă pe mese de sărbători. În jur de 500 de lei trebuie să scoată din buzunare cei din diaspora pentru a primi din țara natală un colet cu babic, cârnați de pleșcoi, șunculiță coaptă, mușca fumat și alte preparate specifice Crăciunului. Cel mai greu produs de făcut cârnați de pleșcoi. Pentru că după ce îi ruluiești, îi tragi și îi ruluiești, îi lași la sfântat, îi calci și bagi la fum, iar îi scoți, iar îi calci, iar îi bagi la fum, 3-4 ori faci aceeași operațiune. După ce crezi că sunt suficient de călcat și de uscat, îi mai lași 2-3 zile la vânt și pe urmă gata produsul. După părerea mea, este cel mai greu produs de făcut. Luna decembrie este una dintre cele mai solicitante perioade din an pentru această carmangerie din comuna Buzeană Mărăcineni. Peste 100 de kilograme de cârnați sunt preparați zilele acestea după rețete vechi ale localnicilor de pe Valea Buzăului. Uitați, el acum e gata, s-a dus se duce toată grăsimea. O să scurge toată grăsimea și se face tare. Normal, el trebuie să făcut fără grăsime și un pic de grăsime, că dacă nu are grăsime, nu are dulceață. Se văd babele de ardei în el. Că folosim ardei de la noi din zonă, că zona noastră fiind foarte renumită și foarte bun. Cred că și una din secretele, ardeiul care e la noi în zonă, pentru de nu poate să facă nimeni cârnații cum îi facem noi. Ca să facă față comenzilor care vin din toată Europa, angajații carmangeriei lucrează intens. Afumătoarea încinsă continuu este întreținută numai cu lemn și rumeguș de fag. Până mâine dimineață stau la fum, o să băgăm continuu rumeguș pe foc. Și după aia o să... Și cum iese de unde? Iese de acolo? Din partea cealaltă, pe partea cealaltă băgăm... Asta e lemnul de fag, acum l-am băgat la adăpost ca să nu ne prindă zăpada. Avem pregătiți pentru câteva zile, suntem pregătiți. L-avem aici să nu fie ud. Lemnul de fag, rumeguș de fag. Când tăiem lemnele, adunăm și rumegușul și ne facem treaba. Mica fabrică de bunătăți tradiționale produce zilnic 10 de kilograme de pastramă de oaie, mușchi și șunculiță de porc. Bucățile de carne, cu cât sunt mai uscate și afumate, cu atât au termen mai mare de valabilitate. E un mușchi de porc, ținut la sare câteva zile și după aceea cop la flacără. Ținut în fumărie, cu foc de destup, cu temperatura și cu flacăra și-a luat culoarea și... Deci lasă gura apă, da. Babicul, preparat ca acum o jumătate de secol, are mare căutare printre românii stabiliți în străinătate. Spun că nu găsesc ceva asemănător în magazinele de acolo. Pe vremuri, batoanele roșiatice se țineau la zvântat, la streașina casei, în bătaia vântului. Acum ventilarea se face cu aeroterme puternice. Babicul de Buzău este un produs care este făcut din pulpă de vită și pulpă de porc aleasă atent. Este făcut din buia de ardei dulce și buia de ardei iute care e făcută de noi, bulion de ardei dulce și este un produs care, după părerea mea, este mult superior produselor de afară, chorizo sau ce produse ar mai fi crud uscate și iuți în Europa. După părerea mea, e un produs care este mult peste ele. Mult de aceeași românii îl comandă și străinii care gustă rămân îndrăgostiți de produsul ăsta. În aceste zile trec pragul magazinului mulți clienți care au rude peste hotare și vor mese îmbelșugate de Crăciun și anul nou, exact ca acasă. Două borcane de carne la garniță și cadou din partea noastră o bucățică de lebăr, că n-aș știu că avem lebărul gata și să vadă o bucățică de lebăr. Toba nu ține toba, lebărul ține până în Franța. Deci trebuie trimis cât mai repede. Și cadou din partea noastră o bucățică de lebăr. I-am pus și ceea ce mi-a comandat. Un kil jumate de cârnați de pleșcoi, o bucată de mușchi copt și afumat, doi babici, două bucăți de borcan la carne la garniță și cadou o bucată de lebăr. Îi puneam și toba, dar toba nu sunt sigur că ține până acolo. E perfect. Pachetul acesta este pentru verișoara mea din Franța, care este pe tir și nu poate să ajungă de sărbători anul acesta și m-a rugat să îi trimit bunătăți tradiționale de la noi din țară, pentru că pe acolo nu le găsesc și în special babicul, cârnații de pleșcoi care sunt foarte buni și am avut și prieteni care la fel m-au rugat să le trimit, să le aduc
pentru că știți cum e, în străinătate foarte greu se face rost de bunătăți tradiționale. Între 3 și 500 de lei, cred că e suficient pentru... Și aici intră și cârnați. Intră și cârnați, intră și tobă, intră și lebări, intră și mușchi, intră și carne la garniță, și pastramă, și... Cam ce găsesc în... Cam ce se găsesc în zona noastră și în perioada asta. Mai multe carmangerii din județul Buzău le trimit colete cu afumături românilor din străinătate prin firme de curierat. Acestea ajung la destinatari în 2-3 zile.